Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting. Sunt Ovidiu Alb și împreună cu Dora Purel vă propunem să discutăm astăzi despre rolul tatălui în familie. Trăim într-o societate în care femeile sunt împinse să facă pasul în față și să preia tot mai multe responsabilități atât în societate, la locul de muncă, cât și în familie. Întrebarea pe care vrem să o ridicăm astăzi este: ce mai are bărbatul de făcut? Împreună cu Rei Abrudan și Vlad Crăznic, invitații noștri din ziua de astăzi, vrem să discutăm care ar fi rolul tatălui în familie. Bine ați venit împreună cu noi la discuția aceasta. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Eu am fost împins în față astăzi să vă întreb ce anume vă recomandă pe voi să stăm azi să discutăm despre acest subiect. Vlad. Vă rog. Ce mă recomandă, cred că mai degrabă faptul că creștem împreună cu doar la 4 copii, nu suntem încă la capătul drumului, așa că trebuie să fiu foarte atent la ce zic și cum zic, în dicton cu cine are copii să tacă, când vine vorba despre analiza ce se întâmplă în societate. Pe de altă parte, am crescut fără tată și a crește 4 copii fără ca tu să fii avut un tată, cred că aduce oarecare greutate unei discuții. Ce mă recomandă pe mine? Da. Tot 4 copii, numai că în două etape diferite. Nu, doi ai mei și doi nepoți, da. Aș vrea să începem de la început, de la începutul vieții copilului și cum anume tatăl își pune amprenta asupra copilului. Știm că sexul copilului este determinat de cromozomii tatălui, însă ce se întâmplă după naștere în privința contribuției tatălui? Se oprește acolo rolul lui? Continuă chiar din primele zile după naștere? Unii tați se retrag în perioada imediat următoare nașterii ca să lase mamei tot mai mult spațiu de educație, de creștere, ca să se ocupe practic de copil. Și probabil revin undeva după ce copilul mai crește. Cum vedeți voi implicarea tatălui din primele zile până la maturitatea copilului? Eu aș începe discuția pornind de la faptul că cei care ne urmăresc, fiind un podcast de parenting, s-ar putea să fie deja părinți. Dar cred că discuția despre care sunt rolurile și cum le împărțim într-o familie creștină, unde creștem deja copii, cred că discuția ar trebui să pornească deja din perioada de curtare a viitorilor părinți. Și anume, cred că și aici noi ca și părinți care ne creștem copiii s-ar putea să fie de folos să știm că putem să direcționăm discuțiile copiilor noștri care acum se curtează în direcția asta. Și anume, cred că ar trebui să discute el cu ea înainte ca să fie căsătoriți. Cum vezi căsnicia? Cum vezi rolurile noastre? Îți dorești copii? Nu îți dorești copii? Câți copii îți dorești? Dar de ce îți dorești atâția? Dar bun, după ce avem, tu ce ai de gând să faci? O să mă vrei numai în bucătărie sau încă am loc să mă dezvolt ca și carieră? Și cred că discuțiile astea ar trebui să aibă loc înainte de căsătorie, pentru că multe căsătorii s-ar putea să treacă prin multe coborâșuri și perioade grele, tocmai din cauza nedefinirii rolurilor din familie, înainte ca acestea să devină realitate. Și aici aș interveni, poate, dacă n-au discutat-o până acum, poate niciodată mi-e prea târziu și eu cred că mi-e prea târziu. Adică dacă lucrurile astea nu s-au discutat înainte, de ce nu poate fi asta un moment în care să șadă împreună părinții și să discute aspectul ăsta a rolurilor pe care le au fiecare? Și da, categoric, vedem deja în experiență treaba asta. Pe de altă parte, cred că definirea rolurilor comportă o perioadă dinainte ca ele să devină actuale. Gândiți-vă că rolurile din casă sunt definite de cum ai fost crescut când ai fost tu mic și l-ai văzut pe taică-tău sau nu l-ai văzut pe taică-tău. Sau când ai văzut cum tata o tratează pe mama și tu ai fost un spectator mic, n-ai înțeles foarte multe lucruri de ce se întâmplă acolo, dar ce ai văzut formează felul în care gestionezi în casa ta acum lucrurile astea. Eu n-am văzut. Nevăzând, trebuie să mă gândesc și să relaționez fie cu ce am văzut în alte case, fie cu ce am citit.
Și cred că fiecare avem experiența asta din casele noastre. Atunci, ce ai văzut acasă, cum ai fost învățat la biserică, dacă ai fost învățat la biserică, dacă ai fost sau n-ai fost într-o relație de ucenicie, dacă ai priceput copil fiind ce înseamnă autoritatea, pentru că dacă n-ai priceput, va fi foarte greu ca tu să câștigi o autoritate și să nu o impui într-un mod brutal sau total nepotrivit. De-aia cred că discuția asta ar trebui să înceapă puțin mai dinainte ca și ca acel copil să existe. Apropo de model, chiar dacă am avut un tată sau n-am avut un tată sau am avut un tată care a fost absent și neimplicat, avem un exemplu suprem, aș zice, Dumnezeu și ființa lui fiind asociată și Dumnezeu se identifică pe el ca fiind tată. Cum ne influențează pe noi și relația noastră de tată-fiu, relația de tată-fiu dintre Dumnezeu și noi, copiii lui? Da, cred că am putea merge și acolo, să, dacă imaginea biblică, să zic așa, a tatălui este, a lui Dumnezeu este de tată și se prezintă astfel în mai multe feluri, cred că aș nuanța puțin imaginea paternă, sau mai degrabă aș spune, aș extinde și nuanța puțin termenul de imagine paternă a lui Dumnezeu în imagine masculină. Aici undeva cred că se dă oarecum bătălia. Și semnificația acestei paralele constă în principal în puterea modelului. Adică dacă vrem să ne uităm la Dumnezeu ca tată, ca imagine masculină, atunci imediat vedem și putem urmări câteva lucruri. Vedem că bărbatul învață să muncească și să se odihnească, precum face Dumnezeu. Vedem că băiatul, învață să meargă la război și punem niște ghilimele aici, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu războinic, Domnul oștirilor, și îl vedem luptând. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că bărbatul învață să meargă la război, uitându-se la modelul lui Dumnezeu. Adică la război împotriva ce? Împotriva, dezordinii din universul interior, împotriva pericolelor ce amenință familia. Bărbatul luptă. Tatăl luptă. Dacă mergem mai departe, să ne uităm la Dumnezeu ca model, atunci iarăși am putea lua ca model sacrificiul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ca tată se sacrifică, atunci eu, omul, bărbatul ca tată, învăț să mă sacrific. Vedem că Dumnezeu este responsabil, este marele preot. Atunci probabil că pot lua ca model ideea faptului că bărbatul, tatăl, învață să fie preot. Și paralele pot continua. Îl vedem pe Dumnezeu în Scriptură că se prezintă ca soț al poporului. Iisus este mireasa, este mirele bisericii. Iisus, mirele biserică, este mireasa. Deci din nou vedem că, uitându-l la Dumnezeu ca model, vedem că noi putem lua ca model rolul de soț. Îl vedem pe Dumnezeu prezentă și ca tată. Și atunci din nou să ne uităm la modelul lui ca tată. Deci până la urmă ce vreau să spun este că faptul că ființa lui Dumnezeu este asociată cu o imagine masculină, lucrul acesta ne poate învăța câte ceva prin modelarea pe care el o face ca imagine masculină. Și între aceste roluri am zis, învață să muncească, să se odihnească, să meargă la război, să se sacrifice, să fie preot, să fie soț, să fie tată. Deci Dumnezeu constituie un model. Cred că tot în zona modelului, eu am grupat în alt fel un pic ce face Dumnezeu, care oglindește la ce ar trebui să facă tatăl, și am pus câteva cuvinte aici. Dumnezeu iubește și iubește necondiționat. Și asta cred că gestionează felul în care te uiți la copilul tău și când nu te ascultă și împotrivitor și e greu să îi arăți în vreun fel afecțiunea și dragostea, tu care o gândești pe Dumnezeu Tatăl, n-ai de ales să nu-L iubești necondiționat pe copilul ăla, care după aceea generează cu totul altfel de reacții vis-a-vis de cum îmi disciplinez copilul. Fiindcă trebuie să arăt dragoste necondiționată, dar în același timp trebuie să arăt dreptate. Și asta face Dumnezeu. Că El disciplinează poporul, dar o disciplinează și cu dragoste și cu dreptate. Foarte greu folosit, echilibru. Dar ăsta e modelul pe care îl avem. Și atunci, practic, te uiți la iubirea necondiționată, te uiți la ghidare, te uiți la felul în care Dumnezeu călăuzește. Aia cred că ar trebui să facem și noi cu copiii noștri, să-i călăuzim. Și când zicem că îi călăuzim, s-ar putea să nu trebuiască să facem în locul lor, ci să-i călăuzim în a face ce trebuie să facă, mă refer la deciziile pe care urmează să le ia.
Apoi mă gândesc la protecție, Dumnezeu protejează și protejează constant în viața poporului, dar sunt momente în care îi lasă, dați cu capul, ați vrut să mergeți încolo, dați drumul. E greu de perceput asta ca și tată, când te gândești la copiii tăi care insistă să meargă într-o direcție greșită, până unde stai și îi protejezi, îi dădăcești. Apoi disciplina aceea dreaptă, dar în același timp corectă și care arată dragoste incondiționată. Eu aici m-am luptat destul de mult, mai ales din cauza lipsei tatălui meu. Pentru că trebuie să învăț lucrurile astea uitându-mă altundeva, nu în casa mea, în timp ce am crescut. Aici te-aș întreba, Vlad, în ce fel a fost afectată imaginea ta vis-a-vis de Dumnezeu în urma experienței tale de acasă, ca și copil? Și în ce fel a fost răscumpărată mai apoi? Da, cred că întrebarea e foarte complexă și răspunsurile sunt destul de complexe. Vreau să notez câteva. Unu, eu am devenit creștin credincios la 16 ani. Deci până la 16 ani, fără tată, n-am fost într-un context de biserică în care să aud constant Dumnezeu Tată, Doamne Tată, Dumnezeule Tată. N-am avut vocabularul ăsta nici în fața mea, nici în mine, ca să pot să simt că lipsește ceva. Așa că am crescut doar văzând pe colegii mei care veneau la școală lunea dimineața și îi auzeam spunând ce-au făcut în weekendul respectiv cu tatăl lor. Și în mine se năștea oarecare gelozie, cred că, mai întâi, și apoi amărăciune, că eu nu. Eu n-am primit, eu n-am făcut, eu nu sunt dus, noi nu putem. Și atunci, cred că a fost undeva în zona 13-14 ani când am început să realizez lipsa asta. Până atunci n-am realizat-o așa de profund. Ceea ce mă duce la ce facem noi, dacă sunt oameni care ne privesc, mame singure, tați singuri, copii care nu au, cred că trebuie să învățăm să ne recunoaștem și să ne acceptăm emoțiile și să încep să le gestionezi. Ce faci cu ele? Fiindcă alea poate să te ducă într-o zonă, să canalizezi efort într-o zonă bună sau poți să devii un copil problemă sau un părinte problemă. Așa că lucrul ăsta cred că ar trebui să-l învățăm. Apoi, la 16 ani când am început să merg la biserică, și acum pot să spun, îmi stătea un nod în gât când trebuia să mă rog, Doamne Tată. Da, Doamne, ești Doamne Tată, dar eu de ce n-am avut? Și cred că lucrurile au început să se vindece în momentul în care am înțeles suveranitatea lui Dumnezeu, care Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere de faptul că eu n-am tată. Și aia înseamnă că Dumnezeu avea pregătit ceva și urma să descoper ce. Și în biserică, și aici cred că vine rolul bisericii, în biserică unde am crescut, am fost înconjurat de 4-5 figuri masculine puternice care și-au asumat rolul de mentori a unui băiat fără tată. Deci a fost ceva asumat de oameni care au venit efectiv și am petrecut seri, weekenduri, momente foarte multe legate cap la cap în casele acestor familii, erau familii deja, și practic am reușit să, într-un fel, au suplinit lipsele pe care nu le aveam de acasă, ce n-am văzut acasă. Acolo pot să fie unchi, poate să fie antrenorul de la sport, dacă copilul face un sport și dacă antrenorul ăla știe ce face și își dă seama de complexitatea cazului, poate să suplinească. Asta se întâmplă la noi. Și apoi, cred că grupul mic poate să folosească foarte mult, grupul mic de familii în care este o mamă singură cu copii. Acolo tații care sunt prezenți încep să vadă lucruri și să poată să construiască lipsa aia. Cam astea sunt câteva lucruri pe care le-am văzut. Și ar mai fi lucruri de spus, dar poate mergem deja prea mult pe o nișă prea mică. Într-adevăr, e extraordinar cum comunitatea și Dumnezeu, până la urmă, prin oamenii pe care îi pune lângă noi, poate să intervină într-un fel sau altul în viața copiilor. Și cum mentorii sau modelele pe care le avem au puterea asta de a remodela un întreg concept și o întreagă imagine despre ce înseamnă tată, ce înseamnă Dumnezeu, ca mai apoi tu, în rolul tău de tată, să poți să-ți îndeplinești responsabilitățile. Pentru mine, când am luat prima oară în brațe pe primul copil, eram în sală și mi s-a pus copilul în brațe și am început să plâng. Plângeam eu, plângea doctorul, plângeau asistentele, era un moment foarte de film acolo. Dar eu plângeam pentru că era pentru prima oară în care realizam ce înseamnă, de fapt, tată, ținând în brațe un copil care, fără sprijinul meu, ar fi murit. Și eu asta nu înțelegeam. Ce înseamnă Dumnezeu Tată?
Adică, fără mine, Vlad, nu poți nimic. Eu te susțin, eu te întrețin, îți ofer tot ceea ce ai nevoie ca tu să trăiești. Și n-am înțeles asta deloc. Teoretic n-am putut să înțeleg. Și în momentul în care l-am ținut pe Thomas prima oară în brațe, lucrurile astea au venit așa tăvălug peste mine și au fost, cred că, vreo 2-3 săptămâni foarte intense emoțional din cauza asta. Și atunci, în momentele alea, am început să realizez ce mult a contat pentru mine relațiile de ucenicie cu cei 3-4 bărbați pe care i-am menționat. Aș vrea să continuăm un pic pe ideea asta după ce l-ai ținut pe primul tău copil în brațe, să ne uităm la câteva aspecte practice, practic. Și discutam mai la început cât de mult ar trebui ca tată să ne implicăm din primele zile sau lăsăm loc mamei și noului născut și încercăm să le protejăm, să-i protejăm cumva. Cum vedeți voi lucrul ăsta? Da, asta este o discuție interesantă, mai ales pentru faptul că discutăm de rolul unui tată. Asta implică că există și un rol al unei mame. Există vreo diferență între ele? De ce le desfacem așa? Istoric a existat vreo diferență? Au apărut schimbări de-a lungul timpului? Și asta mi se pare un subiect bun. Până la urmă, din punctul meu de vedere, chiar dacă nu știu dacă aș intra istoric în modul cum au evoluat rolurile acestea, dar în mod sigur au evoluat, în momentul de față, când vine vorba de rolul tatălui în parenting, aș îndrăzni să spun că nu există un rol specific și unic al tatălui. Rolul de părinte, din punctul meu de vedere, se împarte egal între mamă și tată. Poate diferă măsura implicării ca părinte în funcție de disponibilitatea de timp, de program sau strategia stabilită în comun, cum zicea Vlad mai înainte, între tată și mamă. Sau poate de anumită perioadă. Anumite etape ale copilului pentru anumite perioade, bineînțeles. Anumite vârsta poate determină implicarea mai mare sau mai mică a tatălui și a mamei. Dar în vremurile noastre mi se pare foarte greu să faci o distinție clară și fixă între rolul tatălui și a mamei. Pentru că, uitați-vă, rolul tatălui este și al mamei, implicare directă în creșterea și educația copilului. Mie mi se pare că mai nou tații sunt mult mai prezenți în creșterea copiilor lor, în lucrurile mărunte de acolo, e un fel de fi acolo, un fel de putere a prezenței. Și am impresia că cu cât înveți mai devreme ca tată, din copilăria mică, cum vă exprimați în întrebare, cu cât te înveți mai devreme, cu atât mai ușor îți va fi să fii prezent în copilăria mare, ca să zic așa, a copilului tău. Și văd tați implicați în cele mai mărunte aspecte ale creșterii unui copil încă de când este mic. Lucru care foarte posibil că nu se întâmpla cu ani de zile înainte sau cu mai mulți ani de zile înainte, când rolul tatălui era în special unul de provider, unul care aduce bani în casă și mama se ocupa de tot restul. Ei bine, cu schimbările acestea în care mama începe să lucreze și are și ea timpul ei și rolurile s-au schimbat, implicarea părinților s-a schimbat. Așa că atunci când vorbim de rolul tatălui, este și al mamei, implicare directă în creșterea și educația copilului. Sigur că un alt rol cumva tradițional al tatălui a fost responsabilitatea asta financiară, să poarte de grijă de familie. Asta probabil că încă continuă și încă este prevalentă, în care de obicei tatăl este cel care lucrează mai mult și aduce banii în casă, poate mai mult decât mama, dar sunt deja foarte multe mame care lucrează și aduc sau asigură nevoile familiei și în situații în care mama s-ar putea să câștige mai mult decât tata. Deci responsabilitatea asta financiară, care era un rol al tatălui, iarăși este împărțit între soț și soție până la urmă. Citeam într-un articol că între 1948 și 2001 procentul femeilor care lucrează a crescut de la 33% la 60%. Din 2001 până în 2024, cu siguranță a mai crescut câteva procente semnificative. Și atunci, așa cum bine ai spus și tu, cred că în contextul actual în care trăim, rolurile ar trebui negociate la nivel de familie și ar trebui acolo purtată discuția în funcție de profesia fiecăruia, în funcție de momentul din viață în care se află fiecare și stabilit de comun acord cine investește mai mult acum în profesie, cine stă mai mult acum acasă și în felul ăsta să se ajungă la un echilibru. Da, un plan de familie, exact ce zicea Vlad. Da, cred că n-ar trebui să
pierdem din vedere în momentul în care tata este singurul aducător de vinit în casă, mm-hmm. aia nu-l absolvă de rolul lui de ghid spiritual, preot, partea aceea de leadership din casă. Mm-hmm. Cred că asta ar trebui să nu cumva să credem că dacă el e la muncă, el când vine la casă doar se odihnește. Mm-hmm. Și el poate să fie absent, că mama face totul și ea e acasă pentru asta. Păi mai ales în prima perioadă se zice că mama e în concediu, nu? În concediu n-ai nevoie asta de odihnă. Asta se zice de către cei care n-au venit acasă la ora 5 la o mamă care iese din concediu. Așa e. Deci exact asta zic. Mi se pare că rolurile se amestecă între ele și amândoi trebuie să aibă contribuție acolo. Dacă bărbatul sau rolul bărbatului era o sursă de securitate și protecție pentru familie, rămâne să fie. Pentru că până la urmă imaginea masculină este cea care dă senzația că protejează și dă un soi de echilibru și de siguranță în familie în fața oricărui fel de pericol. Dar nu putem spune că mama nu asigură securitatea și protecția copilului, mai ales la o vârstă mai mică. Îndrumarea și disciplina. Da, tatăl, de obicei, iarăși imaginea este că tatăl este perceput și se așteaptă de la el să fie figura aia fermă în familie. Și uneori este, dar de foarte multe ori mama este. Și este la fel de bine. Vedem dacă și tatălui limite și reguli. Vedem dacă și tatălui e frică de mama, nu știu, atunci le dăm seama ce... Aia e altă poveste, da. E alt episod. Stai, în alt episod. Da, eu știu, rolul de model și mentor. Și cu siguranță, pe măsură ce vârsta crește, rolurile astea ale tatălui cresc. Dar asta nu înseamnă că mama nu este. Și mi se pare că iarăși, în funcție de vârstă, și aici nu știu dacă ne poate ajuta Dora, în funcție de vârstă, am impresia că, de exemplu, băieții au nevoie de mama lor în primii ani de viață, parcă un pic mai mult să imprime în ei aspectele sau caracteristicile feminine, și băiatul are nevoie, adică și fata are nevoie de tatăl în anii ăia, ca să imprime în ea poate puțin din fermitatea și caracteristicile masculine. Cum trec anii, am impresia că rolurile se schimbă și influențele se schimbă. Aici probabil că poate fi o întreagă poveste de dezvoltat. Da, probabil că ar fi mult mai ușor dacă am reușit în 3 puncte, 1, 2, 3, să definim rolul tatălui în familie. Mai ales că dacă stăm să ne uităm un pic în jurul nostru, ce se întâmplă în societate, și stau să mă gândesc la un lucru simplu, nu știu de când am mai văzut un film în care să fie promovată imaginea tatălui responsabil, care să fie implicat atât financiar cât și pe parte de ghidaj al familiei. Cum am putea contracara imaginea asta? Cum putem să promovăm o imagine sănătoasă despre ceea ce înseamnă o figură paternă? Cred că ne poate duce mintea în foarte multe direcții vis-a-vis de cum promovăm imaginea aia, dar e greu să o promovezi dacă nu o trăiești. Și atunci, practic, un tată implicat, ar trebui să vezi un tată în parc care împinge cărucior, ar trebui să vezi un tată care schimbă un Pampers, ar trebui să vezi un tată care își ia fata și o scoate în oraș, și e prezent acolo, pentru că prezența cred că este practic numitorul comun al tot ceea ce trebuie să facă un tată și rolul tatălui. Dacă el nu e prezent acolo, nu are cum să le facă. Și atunci cred că acolo aș accentua. Sunt perioade în viață în care prezența tatălui lângă copil este mai important decât încă 200 de euro luna respectivă câștigați cu ore suplimentare. Aici aș completa ce zici tu cu ceea ce zic cei din domeniul psihologiei legat de faptul că rolul sau relația frumos dezvoltată a copilului cu tatăl este un puternic factor de protecție împotriva comportamentelor negative și împotriva abuzului de substanțe. Deci dacă relația ta cu tatăl este bună și sănătoasă, cel mai probabil sau ai mult mai mari șanse ca în perioada preadolescenței și a adolescenței să nu te lovești de problemele astea care ne tulbură pe toți, la fel cum ar fi afectați cei care au parte de absența tatălui. Și pe de altă parte, ce cred că merită menționat aici, e rolul tatălui vis-a-vis de joacă. Copiii învață foarte mult prin joacă și prin joc, mai ales în primii ani de viață. Și sunt studii făcute pe faptul că, și se observă asta cu ochiul liber,
jocul tatălui cu copiii este diferit de jocul mamei cu copiii. Tatăl este mult mai jucăuș, este mult mai volubil, își asumă riscuri mult mai tare, ceea ce e un lucru foarte bun pentru copil și pentru ce crezi în mintea copilului în primii ani de viață. Mama rămâne figura aia grijulie, care întotdeauna nu că l-arunci prea sus, nu că l-arunci prea tare, dar s-a dovedit că diferențele astea de stil fac foarte bine copilului și face foarte bine copilului să aibă parte de ambele experiențe, care se echilibrează și se completează foarte frumos. Da, ce am zis exact pe tema asta scris este că prezența tatălui în vârsta mică a copilului dezvoltă autonomia personală a copilului. Și tocmai din cauza felului în care tatăl își asumă riscuri și copilul vede. Cântărește, dar e dispus să meargă mai mult decât ar face cu mama. Și grija asta mult mai intensă a mamei poate să-l cocoloșească, că aici ai... Atunci când vezi un adolescent că el nu ia decizii, că el nu face, că s-ar putea să te uiți, păi nu l-a lăsat nimeni să facă, nu l-a lăsat nimeni să ia decizii. Ce extrag din ce ziceți voi, apropo de întrebarea lui Ovi, imaginea asta a tatălui în mass media aruncată peste noi, odată eu cred că este o campanie intenționată de deconstruire a bărbatului. Dar asta nu e treaba noastră să rezolvăm aici. Dar în al doilea rând este și o vină a bărbaților, cred eu, a taților până la urmă. Pentru că ce vă aud pe voi spunând are de a face cu nevoia bărbatului de a lua inițiativă și de a-și asuma responsabilități în creșterea copilului. Faptul că nu le face pe astea, pur și simplu îl micește, îl micșorează. Și cred că sunt deja, cred că prea mulți bărbați fără inițiativă. Mi-aduc aminte ce spunea o tânără, îmi zicea așa, spunea ea, cred că am să mă mărit cu primul băiat care nu mă întreabă unde mi-ar plăcea să luăm masa. Unde mergem? Nu știu. Ce vrei să faci? Păi nu știu, ce vrei tu? Lipsa asta de inițiativă cumva te micșorează în ochii soției, să zicem. Sau n-ai chef să-ți asumi responsabilități. Avem prea mulți sau avem o societate plină de băieți între 20 și 60 de ani. Care majoritatea bărbaților par avea ca scop în viață menținerea unei mentalități din asta de adolescent când totul îi se cuvine, fără să ofere. Și atunci, cumva, imaginea asta pe care o vedem publicată și promovată are de a face și cu o campanie împotriva masculinității, pe care o putem deosebi destul de bine, dar este și vina noastră. Că nu avem inițiativă, că nu ne asumăm responsabilități, că nu suntem acolo pentru copiii noștri, familia noastră. Până la urmă, copiii ne văd ca și pe niște supereroi și rămâne decizia noastră dacă vom fi un supererou bun, implicat în viața copiilor, sau un supererou negativ, care va lăsa o amprentă negativă în viața lor. Vă mulțumesc tare mult pentru participare la discuția de astăzi și pe voi vă așteptăm la un nou episod Parenting. Pe curând!